Soldații ucraineni anunță despre eliberarea noi localități în regiunea Donețk și sunt pe cale să încercuiască contingentele rușilor concentrate în perimetrul orașului Liman. Lupte active se duc în est. Rușii au tras din nou cu rachete în zonele rezidențiale ale orașului Dnipru. Sunt morți și răniți. După pretinsele plebiscite condamnate și de Ucraina și de Occident, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, anunță că Vladimir Putin va semna mâine tratatele privind anexarea regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Kherson și Zaporojie. În noaptea de 29 septembrie, trupele ruse au lansat un atac cu rachete asupra orașului Dnipru din regiunea Dnepropetrovsk. Peste 60 de case au fost avariate. Potrivit datelor preliminare, în urma atacului 3 persoane au murit, iar alte 5 au fost rănite, anunță șeful administrației militare regionale, Valentin Reznicenko. Lupte grele se duc în estul Ucrainei, dar și în direcția Kherson. Forțele ucrainene au arborat drapelul de stat în alte câteva localități eliberate de sub ocupația rusă în regiunea Donețk, anunță înaltul comandament militar al Ucrainei. Apărătorii sunt pe cale de a încercui militarii ruși dislocați în Liman. Analiștii americani susțin că Federația Rusă a suferit pierderi importante în apropiere de Liman, însă nu întreprinde măsuri de redresare a situației pe acest sector al frontului. Ucrainenii părăsesc în număr mare teritoriile unde au fost petrecute așa zisele referendumuri organizate de separatiști și Kremlin. Doar din partea ocupată a regiunii Zaporojie, localnicii pleacă zilnic cu miile. Când am trecut pe lângă soldații ruși, m-au întrebat dacă am votat sau nu. Chiar dacă le-am spus că am votat, m-au impus să o fac din nou. După pretinsele plebiscite condamnate și de Ucraina și de Occident, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, anunță că mâine, în cadrul unei ceremonii, Vladimir Putin va semna tratatele privind anexarea la Rusia a regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Kherson și Zaporojie. Tot vineri, în Piața Roșie de la Moscova, se va organiza un meeting în favoarea anexării. Drept reacție, Casa Albă a reiterat că va impune Rusiei costuri suplimentare dacă va anexa teritoriul ucrainean. Drept răspuns, vom colabora cu aliații și partenerii noștri pentru a impune costuri economice suplimentare Moscovei și persoanelor și entităților din interiorul și din afara Rusiei care oferă sprijin acestor acțiuni. Vom concentra opoziția globală împotriva încercărilor Rusiei de anexare, inclusiv în cadrul Națiunilor Unite, și vom continua să fim alături de Ucraina în timp ce își apără teritoriul și suveranitatea, așa cum am procedat până acum. În adresarea sa către națiune, șeful de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că Ucraina nu va înceta să lupte pentru integritate și independență și a sfătuit pe rușii ce au ajuns sau urmează să ajungă pe front să fugă sau să se predea dacă vor să scape cu viață. Principala sarcină acum este să coordonăm acțiunile cu partenerii, drept răspuns la referendumurile false organizate de Rusia și la toate amenințările conexe. Nu este 2014, totul este clar pentru toată lumea și cu siguranță vor fi acțiuni. Ucraina nu poate și nu va suporta nicio încercare a Rusiei de a pune mâna pe vreo parte a pământului nostru. Statele Unite ale Americii au anunțat un nou pachet în materie de securitate pentru Ucraina în sumă de peste $1 miliard americani. Uniunea Europeană intenționează să interzică importurile de mai multe produse din oțel din Rusia și să interzică exportul către țara agresoare a anumitor semiconductori, potrivit ultimei propuneri de sancțiuni a Comisiei Europene.